Mulțumim frumos, Diana! Mulțumim frumos și pentru povestea personală și poate, de ce nu, mulțumim frumos și pentru o formă de duș, dacă pot să-i spun așa, acestui șir de întrebări la care să ne gândim. Eu sunt convins că mare parte din noi, dacă nu chiar toată lumea din această sală, avem deja răspunsul la aceste întrebări, pentru că altfel n-am fi aici. Dar încă o dată mulțumim pentru povestea împărtășită și pentru aceste provocări. Pentru următorul moment va fi poate puțin diferit. O să vă spun despre cine este vorba pentru următorul discurs, sau moment, mai bine spus, însă va fi și poate și un pic surpriză pentru toată lumea. Așa că vă rog să-l primim în aplauzele tuturor pe Cristi Voiculescu, liderii de mâine București, de altfel co-organizator pentru acest eveniment. Bun venit, Cristi! Sauron's wrath will be terrible, his retribution swift. The battle for Helm's Deep is over. The battle for Middle-earth is about to begin. All our hopes now lie with two little hobbits, somewhere in the wilderness. I wonder if we'll ever be put into songs or tales. What? I wonder if people will ever say, let's hear about Frodo and the ring. And they'll say, yes, it's one of my favorite stories. Frodo was really courageous, wasn't he, Dad? Yes, my boy. Most famousest of hobbits, and that's saying a lot. You've left out one of the chief characters, Samwise the Brave. I want to hear more about Sam. Frodo wouldn't have got far without Sam. Now, Mr. Frodo, you shouldn't make fun. I was being serious. So was I. Oare ne vor pune și pe noi vreodată în povești? Se vor scrie cântece despre noi. Poveștile au ceva special în ele, pentru că întotdeauna personajul este cineva deosebit. Vedeți, noi nu spunem niciodată povești despre cineva care a zis nu cred că e posibil, hai să fim serioși, hai să fim realiști. Întotdeauna poveștile sunt despre oameni care sunt naivi și nebuni. Sunt despre oameni care au crezut că un lucru imposibil poate deveni posibil dacă ei înșiși vor face pașii necesari. Poveștile sunt despre oameni ca Alex, care au pornit să facă un spital din nimic. Poveștile sunt despre oameni ca Cristi, care au luat-o de jos să instruiască elevii de liceu. Poveștile sunt despre oameni ca Diana, care își investește viața în copii. Și poveștile sunt despre oameni ca Mario de Mezzo, care au făcut ceea ce alții nu ar fi făcut niciodată. Întotdeauna o poveste este despre un erou care, în ciuda tuturor condițiilor adverse, a plecat din starea lui inițială și a ajuns, în ciuda tuturor șanselor negative, să atingă obiectivul pe care toată lumea îl credea imposibil. Pentru că atunci când am văzut pe Frodo și pe Sam, ceva în inima mea a răsunat și a empatizat cu ceea ce spune el, pentru că cu toții ne dorim să facem parte dintr-o poveste, cu toții ne dorim ca viețile noastre să conteze în așa fel încât să merite să fie povestite mai târziu. Cu toții dorim lucrul ăsta și cu toții vrem ca povestea să aibă un final fericit, iar noi să fim personajul pozitiv. Uitându-ne în jurul nostru, vedem că sunt o mulțime de cauze care ne cheamă să fim personajul pozitiv, să fim eroul lor. Avem o mulțime de oportunități în care putem să ne investim viața. Întrebarea, pentru că nu putem să ne implicăm în toate cauzele, întrebarea este cum alegem cauza care contează cel mai mult. Și dorim să alegem o cauză care să conteze pentru noi și să
să scrie o poveste care să merite povestită, nu doar peste 5 ani sau peste 10 ani, ci să fie o cauză care să conteze și să merite să fie povestită peste 25 de ani, peste 50 de ani, peste 100 de ani, peste 200 de ani. Dar vedeți, noi ne dăm seama că în timp ce inima noastră este atrasă de povestea asta și vrem să fim erou pozitiv, în același timp ne dăm seama că, într-un fel, suntem și partea soluției, dar suntem și partea problemei. Niciun erou din nicio poveste nu termină povestea la fel cum a început, pentru că poveștile sunt despre schimbări fantastice, dar care au intervenit în societate sau, dar sunt și despre schimbări fantastice care au intervenit în erou. El nu mai este acel om care a fost la început, tocmai pentru că acea călătorie l-a schimbat și l-a făcut să fie altcineva. Atunci când oamenii ne întreabă ce faceți la Liderii de Mâine, noi le spunem că facem mai multe lucruri, dar printre ele schimbăm lumea. Și bineînțeles că oamenii se uită și zâmbesc îngăduitor la noi și ne spun că da, sună bine, sunteți ușor naivi. Și atunci mă bucur că suntem ușor naivi și că suntem idealiști și le spun că suntem niște idealiști foarte pragmatici. Lucrăm cu cifre și lucrăm cu lucruri, cu imposibiluri posibile. Așa cum orice erou are nevoie de o schimbare a lui în interiorul lui, și noi la rândul nostru vedem aceeași nevoie. Ne dorim să vedem o societate mai bună decât cea în care trăim acum. Și cu toții vrem să facem parte din povestea asta. Dar ca noi să facem parte din povestea asta și să nu fim și o parte a problemei, nu doar o parte a soluției, schimbarea trebuie să înceapă din interior spre afară. Ne dorim ca să vedem oameni integri, lideri integri. Integritatea este o trăsătură de caracter și caracterul este generat de valorile noastre. Atunci când trăim pe baza valorilor noastre, caracterul nostru este construit, iar valorile noastre sunt construite întotdeauna pe credințele de bază. Credințele de bază nu sunt altceva decât răspunsurile la întrebările fundamentale ale vieții. Cine suntem, de unde venim, încotro ne ducem, există sens în viața asta, există Dumnezeu, dacă da, cum este, ce vrea de la mine, pot să-mi găsesc semnificația în asta. Sunt întrebări profunde pe care ni le punem cu toți și de felul în care noi răspundem la întrebările astea depinde ceea ce facem în cele din urmă, depinde caracterul nostru și depinde comportamentul nostru. De aceea noi la Liderii de Mâine abordăm ca dezvoltare toate domeniile din viața noastră, atât profesional, personal, cât și spiritual. Și dacă vrem să avem o schimbare autentică, trebuie să începem întotdeauna de la bază, de la lucrurile cele mai importante, și acestea sunt credințele de bază și pentru noi perspectiva din care abordăm lucrurile este cea creștină. Mi-ar place să vă spun mai multe despre de ce asta, nu o să avem timp să vă spun aici. Dar vă spuneam că suntem niște oameni pragmatici și atunci când oamenii se uită la noi și spun că suntem idealiști, eu spun, nu, matematic, ceea ce spun eu este posibil. Și dacă eu singur, în anul ăsta, ajut pe cineva să se dezvolte în aceste trei domenii și apoi îl învăț să facă același lucru, să zicem că am succes și fac asta cu doi oameni, atunci în anul următor, la sfârșitul anului următor, vom fi evident trei oameni. Da? Dacă continuăm în același stil, vom avea, la sfârșitul celui de-al doilea an, vom avea 9 oameni. Și apoi, într-o secvență exponențială, vom avea la sfârșitul celui de-al 9-lea an 19.000 de oameni. 19.000 de oameni reprezintă 10% din numărul de studenți actuali din București. Credeți că ar conta? Credeți că ar face o diferență? 20.000 de oameni integri care vor conduce destinele acestei țări? Credeți că asta ar face o diferență? Noi credem că da. Și așa cum niciun hobbit nu a pornit la drum de unul singur, vă invităm să faceți parte din frăția Inelului, să faceți parte din această poveste extraordinară care va schimba ceva în lumea asta și dacă nu altceva, atunci măcar ne va schimba pe noi. Dar noi suntem, așa cum am zis, suntem idealiști, pragmatici și știm că matematic este posibil. Tot ceea ce este nevoie este ca cineva, voi, să spuneți: sunt și eu suficient de nebun și de naiv să cred că lucrul ăsta este posibil și sunt gata să fac tot ce ține de mine să ajung acolo.
Dacă nu v-ați înregistrat deja pentru programul nostru de dezvoltare, vă invit să o faceți acum, colegii mei vă vor da un formular și în săptămânile următoare veți fi invitați să faceți parte din acest program și să învățați la rândul vostru să investiți în alții. Dacă aș fi doar eu singur și aș începe lucrul ăsta acum, în 9 ani de zile, ceea ce nu este o viață de om, am putea ajunge la 20.000 de oameni. Cu atât mai mult că suntem aici 50 de oameni sau mai mult de 50. Și vă invit să faceți parte din clubul oamenilor nebuni și naivi care schimbă lumea. Mulțumesc! Mulțumim frumos, Cristi!